Procesul în care foștii șefi de la Mina Petrila sunt cercetați pentru ucidere din culpă a suferit o nouă amânare. Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis să înainteze un nou termen pentru judecarea cauzei din motive ce țin de citarea unor părți implicate în dosar. Amână judecarea cauzei la data de 14.06.2013 pentru a se repeta procedura de citare cu părțile responsabile civilmente, CNHSA și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Se arată în soluția de la Curtea de Apel Craiova. Soluția vine după ce Compania Națională a Huilei a fost divizată, iar Mina Petrila, locul unde a avut loc accidentul mortal din anul 2008, a fost inclusă în partea neviabilă, care face parte din Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Termenul următor în acest proces a fost stabilit pentru data de 14 iunie.